Bine ați venit pe Muntele Hiei. Muntele Hiei. Iunie 1600. Dar ce s-a întâmplat aici este că este un sit al infamiei în istoria japoneză, unde Oda Nobunaga și-a câștigat porecla de demon, demonul Nobunaga. Ce s-a întâmplat este că pe muntele ăsta, care era un fel de muntele Athos, un munte sfânt de altfel, era un orden de călugări aici, care nu cum îi cheamă, Hozoin, sau cum, nu știu, era un ordin de călugări militanți. Nu erau, ce Dumnezeu e aia? Un cristal. Că sparge. Uite, așa fac eu cristal. Și călugări ăștia erau mai mult sau mai puțin independenți, dar leaning heavily toward non-Oda Nobunaga. Erau într-o cetate absolut greu de atacat. Și de ce e aia? Bă, ce moști sunt ăștia? E o chestie îngrozitoare. Fel de lup. Fel de lup? Nu. E o vulpe care dă cu foc. Vulpe e nesimțită. Dai cu foc? Jesus! I can't handle her. I could dau cu alta. Dau așa. Wow. Ok. Ok. Ok, să ne fie frică de vulpile astea, frate. Ce s-a întâmplat erau că erau călugări ăștia undeva la Cucu, la Cuca Măcăi. Și erau foarte strong și oamenii în general nu se luau de ei, pentru că erau călugări marțiali, la fel Shaolin. Guns și te-au dus unde strong. Și Oda Nobunaga a zis fuck this noise și s-a urcat la ei acolo sus și omor pe toți. A fost un masacru, ceva horific, greu de explicat. A rămas Japonia șocată pentru că era poligram. Fost destul de slen asta. Acesta este muntele Hiei. Mă rog, când eram eu copil, am citit o carte care se numea Il Signore. Il Signore, adică domn. Și era o Kunyotsuji, în japoneză. Și era scrisă de un călugăr francescan care stătea la... Era un fel de atașat al lui Nobunaga, back in the day. El era Il Signore Nobunaga. Și cărțile respectivă mi-a... În primul rând m-a șocat, m-a oripilat copil fiind citind lucrurile alea. Erau niște atrocități acolo, ce facea Nobunaga și cum funcționa el. Un om foarte forward thinking, Nobunaga, și foarte așa. Cert este că descrie evenimentul de pe muntele Hiei și de ce... Aaaa, țeapă! Să-l băieți? Voi băieți! Oameni, sunt niște mahutsu kai pe aici. Niște onioge. Bine, aule. Ok, l-am prins pe asta. Și ce povestea că lucrurile respectiv despre... Tot tare ce s-a întâmplat aici. Ce povestea că lucrurile respectiv despre locație este că era inundată. Era urcai pe munte și era un fel de mod natural în jurul citadelei respective. Și Oda Nobunaga set fire to it, de la distanță așa. Adică era foarte greu de luat muntele Hiei, nu era... Deși era sfânt, era și sfânt și greu de luat. Și aveau călugări, aveau femei, copii, era destul de... Erau călugări celibatari, nu, sârbe. Și oamenii, în timpul masacrului, se agățau de corăbii și de bărcile lui Nobunaga, care veneau spre cetate. Eu vreau să scape de acolo, din infernul ăla. Și a rămas legenda asta celebră, spun că bărcile, când s-au întors înapoi, aveau foarte mâini, aveau foarte multe mâini. Au legenda asta. Mâinile respective prinse în iastăpți. Mâinile respective de margine. Wow. De margine de bărcilor.
parte, pentru că eu nu am ce să se salveze și soldații au primit ordin direct să le taie mâinile cum se agață de corabie. Sunt horrific. S-au întors bărcile cu mâini, cu perechi de mâini. Multe tare de tot, erau niște trofee. Și așa Oda Nobunaga i-a terminat pe călugării de pe muntele Hiei. Și au încetat de timp să mai fie un pat război. Un om de decizie și de o ferocitate rară, acest Oda Nobunaga. Un om atât de exploziv și greu de citit. Ba, ce avem aici? Hai să încercăm un neutru. Didn't like it. Hai să încercăm una friendly. Da, ia. Oda Nobunaga era fascinat de orice lucru western. Apreția foarte mult western things. Purta armuri western, se îmbrăca. Warrior monks. That's what. Oda Nobunaga, the demon. Păi e foarte interesantă povestea lui. Un nebun, un scelerat, by all accounts. Overshadowed by his more successful brothers și siblings. A intrat la putere printr-un cup absolut neașteptat. Practic, el a inventat... A fost unul din exemplele acelea de om care în tinerețe părea absolut lipsit de orice drive și orice inteligență și toată lumea l-a desconsiderat. Și era un lord, un daimyo foarte mic, foarte mic. Iar oamenii, terenul și tot ce avea erau... adjudecate de către un unghi de-al lui, dacă nu mă înșel, și un general foarte important, loialist al tatălui. Iar omul, printr-o mișcare absolut, printr-o rocadă absolut fenomenală, a ieșit un gambit incredibil, a ieșit afară din ce ăia stăteau față în față cu armatele lor, gata să preia controlul. A mers pe jos printre armate, s-a dus la ăia, i-a invitat acasă să stea de vorbă cu el, așa că teren neutru, și a omorât acolo. Într-un gest îngrozitor de lipsă. Erau rude, erau străini. Dar legendele despre Nobunaga sunt multe. În continuu un personaj, cred că în jocul ăsta japonez, Nobunaga, dacă e un joc tematică, Nobunaga este villainul demonic. E un fel de Vlad Țepeș mai hardcore. Trebuie să citiți despre el, este foarte interesant. Un vizionar, un om foarte puternic, foarte... Au, meu, not again, Jesus Christ. Clanul Oda. Și așa, cu țârâita, încet, încet, omul nostru, swept through Japan, aproape a cucerit-o. Laying the groundwork pentru Tokugawa Ieyasu. Și his number one general Saru Maimuta. Cum îl numea? Cum se numea? Hideyoshi Toyotomi. Deci, altă poveste. Toyotomi Hideyoshi fiind un țăran care a ajuns, care de la cărat sandalele lui Nobunaga a ajuns să fie cel mai influent general al lui. Și omul era țăran, ceea ce era complet inacceptabil în casta japoneză, pentru că în casta japoneză, dacă nu era născut nobil sau samurai, n-avea niciun drept să urci, era considerat nimeni. Dar Nobunaga nu-i păsau de lucrurile astea, el a înțeles cât de
inteligent era maimuța asta urâtă și de Yoshi. Și l-a pus inițial... Inițial să-i care sandalele, să-i amuze pe toți. Apoi l-a pus în charge de bucătării. Apoi încet, încet l-a pus în... Pentru că avea o minte foarte isteață. Era un extraordinar inteligent Hideyoshi. L-a pus în charge de construcția unui castel, care a terminat-o mult mai repede. Și încet, încet i-a condus armate și i-a cucerit jumătate. Hideyoshi era absolut horrific. Puterea lui nemăsurată. Oamenii îl detestau pentru succes. His Master, când a fost asasinat Oda Nobunaga de Akechi Mitsuhide, in the eve of his most greatest of his victories, când se pregătea de un mare atac, Hideyoshi era away. Cine a putut să help His Master? Manci. Foarte faithful. Foarte faithful Hideyoshi. N-a uitat niciodată. Și după ce a murit Nobunaga, Hideyoshi took it upon himself și forged alliances with the Sander the Clan, că el nu era de viță nobilă, dar datorită achievement-urilor lui fenomenale, lui fenomenale, nefiind samurai, fiind doar un țăran, a primit titlul de Taiko, care e unicat titlul ăsta, numai lui e, e Taiko, un fel de șef general. Dar n-avea voie să-l facă nobil, pentru că nu era născut. Așa că a făcut un titlu pe care foarte interesant. Aha. E destul de frumos nivelul ăsta de pe muntele cheie. Nu e exact ce mă așteptam vis-a-vis de ce evenimente. Uite, dam, aici băteau clopotele, clopotul, alarma. The monks. Boom, băteau într-o de aia. Vulpea albă. Aia, vulpea aia, kitsune, aia albă. Vulpile albe sunt pe... Conda, sunt vengeful spirits care they protect the temples. Este o legendă foarte awesome cu o vulpe de asta care proteja templul și mai departe. De aceea când mergi în Japonia în fața unor temple se vezi statui acestor vulpi care sunt holy. Tu aruncai cu căcat dacă mă băteam cu ăla, nu-i așa? Vulpile astea. Ia să vedem ce avem aici. Aha, e ok. N-a aruncat cărcat ăla. Bun, ce e? Atât? Sec. Ce ai stabilizat să te bați cu chestiile astea face-to-face? N-am, nu înțeleg. Poate că dacă n-ai de alegi, dacă n-ai de ales. Aaaa, ia să mai vedem. Ce mai avem aici? 1.50, un Tokugawa să spargem. Ce ai, mă? Două arme? N-a intrat... e parabila aia. Ok. Măcar știm ceva. Casting time-ul e destul de gol. Ups. Bine mă băiete. Bum n-am barat, pentru că e mult mai periculos dacă barez. Mă staghera și-mi dădea... Nu mai pot să mai dau combinația mea. Nu e bine. Nu fac bine ceva. Aha. Aha, l-am prins. Da, mă, că am jucat cu el. Anyway, asta e. Trebuie să te joci un pic, viață. Un pic. Ce ziceam de kitsune? De vulpi? Protectors. Și mischievous. With the mind of their own. Nu mai țin minte, era o legendă de ne-au pornit că sunt protectoarele templului. Era un lord sau un hunter care a eliberat o vulpe care a prins-o într-o capcană a unui hunter. Și pentru că era merciful. Și a avut grijă de cea vulpe. Apoi vulpea respectivă a dispărut.
nu mai țin exact, o să read upon this. Cert este că la un moment dat a venit un lord undeva prin zonă și vreau să demoleze templul respectiv, iar the monk era ill. Care a salvat vulpea. Și acea vulpea s-a făcut o femeie, ceva beyond the beautiful. Și a zis nobilul respectiv să get the fuck out of here, că aici e o zonă importantă. Și nobilul a zis, femeie care a stat de bine și I'm impressed by you. Și așa a salvat vulpea templul. Tot magical thingy. Kitsune, vulpile astea că, care au trecut de 100 de ani și au una sau multe cozi. Magical creature. Hey man, Jesus Christ, ai venit suporat. Sub obsituri. Să dăm niște heal. Bursuci, tanuki, pisicile și vulpile se pot transforma în, în chestii. Sunt shapeshifters. Uitați-vă la Tom la Pom Poko, filmul lui filmul de la mie de la Ghibli. Al lui Hidetaka Miyazaki. Nu Hidetaka, sorry. Ale la Fon Software, am știut să-i încurc. Îl cheamă mă pe Miyazaki de la Hayao Miyazaki. De la Studio Ghibli. Uitați-vă la Pom Poko, să vedeți cu tanuki. Cam aceea și o să apară și un kitsune pe acolo. Ăștia tanuki și kitsune, știți, sunt mischievous creatures, nu sunt friendly. Da? Sunt nașpa, ești nașpa. Dar că uneori, dacă they're interest line on your ass. Atunci de oameni. Sunt inteligenți, la oamenii e frică de ei. Nu sunt considerați ipso facto good. De aceea au este bun și rău în Japonia asta era o chestie mai mult legată de vai doamne cum sunteți acolo, așa că am să-l pulesc pe ăsta. Aaaa, ce mișto am spart capul degeaba. Hai bă, trebuie să-mi bat. Hai că nu vin acolo la gole, toată lumea, stai să mă. Sper că înțelege acest lucru. Hai. Din păcate, mai are corn. Mai ce să rup ca să-l staghereze. Ah, ok, aia e nouă. Wow. Păi eu cam mă cam aberez aici, nu știu să beau puțin. Bine, hai să-l bag. Hai. Ok. Avea un grab un... Bine. Bun. Trebuie să-l șahizez pe ăsta, că nu... Vreau să mă bag așa, acum la goală. What the shit? Ok, mă fac. You know what? Avem așa ceva. Hai să vedem cum îți place asta. Ochiosule. Ăla e monk. The cursed monk. Chestia aia îl healează, mă. Îți place, mă. Opa! Am distrus aia și am murit ăla. Ceva îmi zice că mă puteam cu el toată viața și să regenera viața. Am înțeles. Uite-mă un Myoji, toți ăștia sunt magi. Am murit în Golster, este un ninja. Sunt description. Ia fata, ai thread where no ninja... Aolo, doamne! Ce mă cornă? Stea ăla, bă, bă, ia până la tiră. A, uite-o, Godam. A, uite-o și un băiat de level 80 ceva. A, bă, Godam. Să deschidem așa. Before anything. Și apoi ne batem cu ăla level 80. În care-i fața acolo. Ia uite mă! Ok, ce prin atacurile mele, nu-mi place asta. Ups.
Da, normal. Foarte prost. Am murit. Bine. Bun, dăm cu răzul, dăm cu regenul și mergem mai departe. Aia să-l bată și pe ăsta pe roșu. Primesc mai mult. Ana. Ba. Atacul ăla nu mai dă knockdown? A, și-a dat sabia cu fulgere. Oh. Healing, mai am. Ok, să mergem mai departe. Pe la muntele Hiei. E o goriciune acolo. Asta nu-i mort. Nu te crede nimeni că ești mort. Asta nu-i mort. Ce era gol acolo? Asta era cel puțin așa e. Așa sper, plus nu-mi găsesc obștesc cu sfârșit. Ai, numai un bun de asta. Ești un bun. Astea sunt celule. Underground, mereu subteran. Astea sunt celule. Și-a arătat ochii store-urile back in the day, in Japan. Toate astea-s celule. Destul de rău. Ce te țineau în subteran? Totul e disturbing, I know. Cineva al mine și chestia. Un lucru care a rămas adânc în pământ tenit în fantezia japoneză. Să zicea mori, bă. Aha. E NPC-ul. L-a pus joc aici. Hai să, bă, să-i dăm un NPC-ul, băiatul. Îți dai seama că e NPC-ul. Pentru că nu mai are armura aia roșie care a luat. Vai, e un Myoji. Normal, e un Myoji. Hai la Myoji. Caves, stai aici și nebunești în damn caves. Cu the wooden fences, Jesus. Nice. Te uite ce damage ăla. Ce dăm un damage atât de mare. Nu simțit. Nu mai am healing magic. Trebuie să mă apuc să bag de-astea. Foarte bine. Să-l luași pe băiat. Și level 62. Hai. O te dropează ceva. Ce armă ai, tate? Că nu văd. Îl dă cătănoaică. N-a fost water.
să uifez. Ce se întâmplă atacul de ce îl dau așa în prostie este că dă foarte mult damage în stamina. În key. Și uifez, I'm fine with it. Dar să dau eu securile alea verticale. Știți ce lipsește aici? Păi aia în jine pe pereți. Oh, this is nice. This is very nice indeed. De ce s-a stins, Doamne Cristoase? S-a stinsese. Așa să continuăm. Let us continue. E destul de smooth sailing nivelul ăsta. Foarte... foarte ok, mi-a plăcut. Ușor de înțeles. Dar vedeți ce am discutat mai demult? Că se repetă, practic, eu. It's the same thing over and over. Același template de destroyed darkness and temples. Când văd de chestiile astea, mi-am amintit de Samurai Showdown. La început, în primul Samurai Showdown, care filmulețul era cu Haomaru, care stă în genunchi. Și la un moment dat, și bă, cad chestia asta. Lămpile de piatră, nu mai vreau să spun. Când am văzut aia, zic, am înnebunit. Am zis, Doamne, cine-i turbatul ăsta de os în care poate să taie alea de piatră așa, fără să uită la ea? Haomaru! Ah, Doamne, de ce nu mai ies un Samurai Showdown? De ce nu mai ies un Samurai Showdown? Ah, shit, ce-l vorbesc. Ultimul Samurai Showdown, awesome, a fost Samurai Showdown 3-4, back in the day. Și acum au tot încercat să le aducă la piață tot felul de 3D-uri dubioase, ca nobody believes them. Bă. Tocmai când lăudam level design-ul, deci tocmai când lăudam level design-ul, m-am pierdut. Bă, mi-e frică de gropi. Mi-e frică. Chiar mie, chiar nu vreau groi. Asta pot să spargă. Nu pot să spargă. La templu Hiei. Pe muntele Hiei, sorry. Da. Mă gândeam că fascinația unui călugăr, unui francescan trimis undeva prin popoarele alea absolut înfricoșătoare, cu un mix de barbarism și civilizație, ceva care mereu te ține pe vârfurile picioarelor, că nu știi când și cum ți se trage, că acum ești bine, acum zboară capete, dar rămite în compania lui Nobunaga, care era un om de un excentrism exagerat, dacă se poate formula așa. E interesant. Ușor să fii fascinat de un tiran care te ține like a plaything. Un om care a venit să învețe pe alți oameni creștinătatea, a găsit un părinte adoptiv care îl tolerează. Sunt interesantă treaba asta. De aceea fascinație. Când tu ești creatura privilegiată. Such was the life back in the day, folks. Flori metalice, vantaie, vinul sfânt. Corpus Christi, Sanctes Ioanes. Ei, ce drăguț! Na. Niet. Hai cu focul. Ți-i luăm căpățâna lui Băjet. To the Băjet. Here you go, friend. Ești cocalar, fă-ți să-ți fac. Climb the ladder.
ce avem noi aici? Un băiat cu Sarigama de aur. Nu. Nu, da, nu. Ah, n-am putut din cauza... Ok. Am putut. Dă-mă cu Sarigama aia de aur. N-a fost să fie. Dulce melodie. Ce goricie. Cine trage mă în mine, mă? Mă. Dasle. Și acum... Să... Get the drop on that cocksucker. Hey man, what's up? Melancholia, melancholia. Spar capul ăla. Oops, n-auzi nimeni. La spate. Ce are? Aoleu, e în spate. Se umple viața la cristal. Cum am aflat ce fac cristalele? A, deci dacă spar cristalul, eu mă risc. Mă bun. Știi mai aia. Dă-te mă, dracule, nu m-a lăsat să-l omor pe ăla. De ce are aura aia roșie în jurul lui? Hai, frate. Da, bagă ceva, așa. Din coadă. Sunt mai corupt și vulpile, dragii mei. Da, eu am mai fost pe aici. Sau nu am mai fost pe aici? Bine clar. N-am mai fost pe aici. Vine acolo. Și-a dat ceva în gură. Am înțeles. Și ele cu tricks ca mine. I have hack. I have needle of Kozhok. Vai de mine. Așa mă, ce unii am cu Sarigama. Beautiful. De ce au murit băieții ăștia? Eu asta vreau să știu. Asta vreau să știu. 32. Și înăuntru. Am schimbat stansul, am răsătat gorea. Superb. Superb. Summoner Scandal. Un Myoji Mage Hunting Gear. Ca asta făceau un Myoji, frate. Vânau. Stai așa, n-ai de să urcăm pe aici. Mai mergem pe la închisoare pe aici. Dacă vedem ce se întâmplă. Băieții ăștia doi erau inutili. 59. 62. Și aici?
aici? Nu ricabe. Așa, am ieșit afară. După ce m-am vânzolit cu neprietenoșii, nu mai am absolut nicio idee în ce parte trebuie să merg. M-am pierdut complet că sunt prin gropile alea care arătau identic unele cu altele. Mai am 3 elixire. Nu e ideal. Aici nu e nimic. Dar ce se întâmplă e că am dat kick la o scară undeva în spate pe aici. Aoleu, iar era să cadă în muia aia. Băi, ce fer sunt gropile astea. Băi, băi, ea. Nu știu dacă merg bine. N-am asum ce idee. Cert este că dacă e loot ca nu l-am luat, e loot ca nu l-am luat. Dar că n-am mai fost pe aici. Este... Aaaa, avem un level 84, dar vă rog, vă invităm. Dar vă rugăm. Hai, îmi place. Nu. S-a pus la viață, băiat. Stai și dai cu pide de acolo. Aia vei să faci. Whatever. Am dat o împreună. Numai că eu am dat mai decisiv. Toți cu Warrior of the West. Toată lumea care Warrior of the West. Ah, ce bine. Ce bine, niște prospects. Aha, și băiatul acolo. Hai să mă amor și pe ăsta, Draco. Nu da cu pumnul. Ia uite-l pe ăla cu pumnul. Da cu pumnul, așa de ăla. Doamne, a plecat ceva îngrozitor de acolo. Sunt-o cu coada ochiului. E o steluță vulpe. S-a blocat vulpea. Lasă-vă vulpe. Nu, n-am să zic la nimeni cât e băguit. Unde e tovarășul? Oameni, fie de te-a capul-a să-i fac, mă, băiatule, dacă era ilicit. Ok, nu prea l-am încălătat. Că i-a căzut. Nu m-am găscat. Așa. Încercăm să cădem acolo jos, nu suntem? I don't think it's the one behind of it all. Da, you mini boss. That much is clear. That much is clear. Cat is two tails. Ha! Cage. What the shit? Cumva am curățat chestia asta? Cumva am mai fost pe aici, asta era un mare shortcut. Nu. This is a new area. Ah, nu. Da, I remember. N-am urcat aici pe sus, că nu știam unde duce. Alright. Hai că începe... layout-ul începe să... începe să aibă sens. Începe, încet. Nu sunt un mare fan, dar it's not the worst I've seen. That's fine. Să mă duc să omor goliciunea aia, frate, acolo sus e boss-ul. Aha. Trebuia să fie ceva. Deci era ceva la perete aici. La colț. Trebuia să fie ceva. Supară să vă. Să mă duc la boss? Să încerc să-l fac goliciunea aia.
Oh, Doamne, cristale. Ce s-a distrus la distanță? Retract tot ce am spus despre layout-ul acestui joc, acestui nivel. Este absolut dezgustător. Nu există nici cea mai mică intenție de a face layout progression. E făcut complet la random. Zero level design skill. Disregard complet de level progression. N-ai idee, urcă, coboară, stânga, dreapta, dreapta, stânga. Nu știi în ce parte trebuie să mergi, nu ai absolut nicio idee în ce parte trebuie să o iei. Dacă te întoarce unul 360 de grade, nu mai ai nicio idee de unde ai fost și pe unde trebuie să te duci. Totul arată absolut la fel. Deci este ceva, un amatorism horific. 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 Nu am mai văzut așa ceva de pe vremuri. Păi și nu vreau să fiu dur, dar e groaznic. Făcut cu zero knowledge, zero knowledge de ce înseamnă level progression, că trebuie să urci, trebuie să coboari, trebuie să înțelegi ce trebuie să faci, unde trebuie să te duci. Pentru că skill-ul, nu e, frate, să-l gorești pe player să nu mai știe la cum îl cheamă. Băi, ce slow mi-a dat pe ăla. Da. Foarte nașa, chiar foarte nașa. Da, e groaznic, e ce worst I've seen in a video game in a while. Zero regards to layout, zero, nici măcar cea mai mică. Foarte nașa. Ce uite, da, n-are sens nimic din ce fac eu aici. Niciun sens. Uite. Nici nu știu. Unde trebuie să te duci, ce trebuie să faci. Nimic nu este clar. Ce groapa aia pusă complet random with no warning. Da, mă. Hai să mergem, mă fac. Foarte tare. 2, 3, 4. E inevitabil la jocul ăsta japonez, la un moment dat... Aha, ăsta trebuie să-ți facă să mă rog. No, era încă groapă acolo.
Eu spun că trebuie să mă duc în gura pe la un moment. 63 55. Ia uite, a căzut ca bou. De ce e așa rezistent? Ops, hey man, what's up? No, cum schimb de proiectile? Not ideal. Șaizeci, șaizeci și nouă, șaizeci și cinci, hai să mără 69 de stă. A barat, bravo. Ce mult am mâncat. Că am căzut, că altfel îmi dădea backstab. Deci dacă nu cădeam, l-am backstab. Dacă nu cădeam, nu l-am backstab. Nu l-am. Să cădem pe aici, să vedem unde dracu cădem, cred că într-un loc foarte nașpa. Ah, this is new! Ah, bine că am căzut. Încerc să-mi găsesc ruta către bonfire, pentru că în sus mă moare boss-ul, îți dai seama, o să fie what the fuck. Și măcar să știu unde să merg, să ajung repede la boss. Spun că nu pe aici. Pentru că nu pot să urc sus, așa că e pretty pointless. Nu știu asta. I know this. This I know. Hop. Este vreo idee unde sunt? Are cineva vreo idee? Aha, aici în Oricabe. Oh, sorry, aici era in. Monstru ăla. Monstru. Ok, 65, 67. Ok, acolo am am așa, iar boss-ul e acolo. Păi și unde pot? Aici e niște... What is this? Cred că aici e ruta să ajung la boss liniștit. Cred. Aha. Haideți să facem un test run. If memory serves. Da. Ia stai așa. Când ies pe aici. Stai așa. Fac stânga aici. Ca să ajungă la gore. Vedeți ce v-am zis? Nu-i bine pe aici. Nu-i pa bun. Pe aici? Nu? Gura pe acolo. Asta e ruta. Haideți să ne împrospătăm. Ne dăm cu niște deodorant. Spălăm dinții cu un Orvea. Opa.
Rafa Draco. Și vedem ce dracu e la boss acolo. Putem să lăsăm așa. Treaba neterminată aici, oricum de n-aș parte layout. Deci. Pe aici. Pe aici. Pe aici. Și acum. O groapă acolo, dracu știe. M-am pierdut. Aha, aici e așa. Mă interesează. Ne batem. Ne mișcăm cu talent. Urcăm sus. Bam! Open. Ia să vedem ce vorba aici. Ce să cizuim? Mi-ar place să cizuiesc. M-am săturat de gori de asta. Sigur lanță, light. Uite pe Kelly. Ce-a jucat Kelly? Suge din cristală Kelly. Toată lumea. アムリタメアテだったな。それはこの国は戦乱に満ちた。いやすとやらも潰せば、この国は戦乱に満ちた。いやすとかはいやす。ちょっと、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 ちょっ
Sperăm că ea din spate, Hanzo and Friends, încă-s cu mine. Nu, sunt singur. Normal că-s singur. Aha. La trei bucăți, n-am dat nimic. Cu aia avea tracking 500.000. N-am putut să mă feresc. Să știți că la fiecare paw swipe am dăgeat. La fiecare paw swipe, ca să fie clar. Bine. Bă. Bine că am stat puțin să scautăm drumul. Timp oare să-mi bufez arma? Mai dată. Dăm niște bombe, băiatul, vedem ce-i place. Încercăm diferite chestii. Ia. Ia. Hai să-l ia. Come on.
a dat lângă ea și pe mine m-a omorât. Castează! Înțeles! Du-te dracu de pisică! Uite mă, pot să o cizuiesc cu de-astea! Nu! Nu!
foarte important să bagi the Kekai barrier, not the Fekai barrier. Să nu greșești. O dat the Kekai. Dacă nu stai cu mâna în show, nu ți-e să magiile astea, ca să știți. You're okay. No need for tears. Cum le poate jocul ăsta să-și imagineze că eu aș fi atașat de pisica asta vreodată în vreun fel? Ce established character e ăsta ca să mă atașez de pisica? No need for tears. There are some tall order pisica cu două cozi care s-a făcut un boss. Asta e povestea lui când era el tânăr și o ardea pe la jocul, pe la sala de jocul. Asta termina mă de Kekai Barrier, boilor. Ești un bou, moșul. Unde vă uitați tâmpiților? La elicopter? La camera de pe dronă? Ia să vedem unde ne duce viața. Mototada-dono-a, oarela ni Kerime kara Ieyasu-sama o omamori suri o meijirareta. Să-l protejăm pe Tokugawa de The Disney Villain de Gaston. Wasira shinobi dake ga shiru hayamichi ga aru. Ninja te. Waga fuso no chi de aru Iga o koete mairo. Prin canalizări. William, Kerii o oaneba naranu wa onushi tote onaji. Tomo ni Ieyasu-sama no moto e isogou zo. And let the love bloom on the battlefield. Ce se întâmplă in the sewer stays in the sewer. Ce chestie, zonă mică.